Până nu de mult, căștile de gaming erau cumva destinate utilizării acasă, în fața monitorului sau în fața televizorului. Nu erau neapărat utilizate în mișcare pentru jocul pe telefon sau pentru utilizarea zilnică. Acum există astfel de căști mai mici, mai subtile, care pot fi folosite și atunci când asculti muzică în metrou, nu doar când te joci pe PC. Asus a prezentat la CES Setra True Wireless Supernova, căști de gaming in cu o tehnologie care oferă o latență foarte mică, dar promit și un sunet de calitate și o claritate bună a microfonului. Despre toate aceste lucruri o să vorbesc puțin mai târziu, acum hai să ne uităm la căști să vedem cum arată, cum se conectează și cum pot fi folosite. În primul rând, carcasa e mai grăsuță și mai mare decât una tipică pentru astfel de căști. În ochii mei seamănă cu un mouse din acela foarte mic de laptop. Are un port USB-C pentru încărcare și este o carcasă ce nu prea poate să fie deschisă cu o singură mână, ci este nevoie de utilizarea a două mâini. Iar în interior regăsim cele două căști cu logo-ul ROG iluminat RGB. În cutie găsim un cablu de încărcare USB-C, perec de dopuri, dar și un adaptor de 2.4 GHz cu USB-C și un adaptor USB-A pentru a putea fi folosite aceste căști și cu PC-uri mai vechi ce nu au USB-C. ROG Setra True Wireless Supernova pot fi folosite prin Bluetooth, dar și prin acea conexiune de 2,4 GHz, fie la telefon, laptop, consolă sau PC. Acestea se conectează imediat cum le scos din cutie și sunt confortabile de purtat pentru mult timp. Le-am folosit și la PC, dar și la telefon în drum spre serviciu. Sunt ușoare, stau bine în ureche, iar controlul este intuitiv prin atingerea pe cască, fie pe stânga, fie pe dreapta. Logo-ul RGB poate fi iluminat în mai multe culori și în diferite moduri sau se poate opri din aplicația Armory Crate a Asus. Asta este un look de gamer sau de produs de gaming clasic. Căștile pot fi achiziționate pe negru sau pe alb. Controlul e puțin diferit pentru fiecare cască în parte. Pe stânga cu două apăsări treci de la modul ambiental care lasă zgomotul din jur să intre, la modul de izolare pasivă și apoi la modul de anulare activă a zgomotului de fundal. O apăsare triplă activează asistentul vocal, iar o apăsare de patru ori scade volumul. O singură apăsare Pune melodia pe pauză sau o pornește. Iar o apăsare mai lungă face ca căștile să intre în pairing mode. În schimb, pe casca dreaptă, o singură apăsare face același lucru, dar o apăsare dublă trece la următoarea melodie, iar o apăsare triplă duce la melodia anterioară. O apăsare de patru ori ridică volumul. Un pic cam complicat, dar după o perioadă o să le înveți. Personal, aș fi preferat o apăsare sau o strângere în partea de jos. Pentru că acum poate fi puțin deranjant să te lovești apăsând pe ele sau când le aranjezi să pui muzica pe pauză sau să-i dai play și tot așa. O chestie care îmi place mult este faptul că are conexiune hibrid multipoint. Poți conecta aceste căști la două dispozitive în același timp, una prin Bluetooth și una prin acel dongle de 2.4 GHz și poți să treci repede de la un dispozitiv la altul și foarte simplu. Astfel, dacă te joci sau dacă lucrezi pe laptop și primești un telefon, poți răspunde imediat fără să-ți dai căștile jos. Altfel, mai au certificare IPX4 pentru apă, deci le poți folosi la sală fără să-ți faci probleme. Apropo, le-am folosit și pe panda de alergat și au stat foarte bine în oreche și nu m-au deranjat deloc. La nivel de tehnologie, acel supernova din nume evidențiază tehnologia din spate care e menită să dea o latență foarte scurtă pentru gamerii care vor să fie tot timpul cu un pas înainte. Împreună cu dangălul USB-C, tehnologia Wireless Rock Speed Nova optimizează banda de 2,4 GHz pentru a oferi o performanță audio cu latență ultra redusă și o conexiune robustă, mai stabilă. De asemenea, este mai eficientă din punct de vedere energetic, oferind până la 36 de ore de autonomie pentru sesiuni de gaming prelungite cu încărcarea din carcasă, bineînțeles. Tot prin adaptor ai acces și la o calitate mai bună a sunetului de până la 24 de bits și 96 de kHz. Totuși, modul Bluetooth 5.3 oferă mai multă autonomie până la 46 de ore. Căștile în sine țin cam 6,5 ore cu ANC activat și cu iluminarea RGB sau 11,5 ore fără noise cancelling și fără iluminare. Eu zic că e un balans bun și eu nu prea am rămas niciodată fără baterie când aveam nevoie. Poți fi folosite cu orice telefon Android, cu iPhone, Nintendo Switch sau PS5 prin dongle. Dar nu merg cu Xbox, așa, ca să știi. Latența e greu de măsurat și e greu de perceput cu urechile. Eu nu am sesizat niciun delay la sunet în căști, indiferent că le-am folosit pe adaptor sau prin Bluetooth. Însă dacă ești foarte serios cu gamingul competitiv și vrei asemenea căști, eu zic că orice avantaj, oricât de mic, merită exploatat. Altfel, în ceea ce privește calitatea muzicii, căștile sună foarte bine cu destul bas, și eu le-am folosit în jocul pe PC, pe telefon, dar și să ascult muzică și să mă uit la filme. Chiar le-am luat cu mine și în călătorie și pe avion pentru a testa anularea zgomotului de fundal și chiar există și o optimizare a sunetului cu Dirac Opteo, platforma audio ce livrează un sunet natural. Eu am fost foarte mulțumit de experiența de audiție și căștile au un volum ridicat, ba suficient și sunetul este unul clar și echilibrat. Pe partea de anulare activă a zgomotului de fundal, ROG Setra True Wireless Speed Nova se descurcă ok fără a impresiona într-un fel. Există un mod low, mediu, high sau auto, iar dacă lași pe auto, puterea ANC-ului fluctuează în funcție de nivelul de zgomot din jur. Cum v-am zis, le-am folosit pe avion, în metrou sau pe stradă. ANC plus muzică sau un film și nu mai auzi nimic în jur. Dacă lași doar ANC-ul, zgomotul din jur nu dispare în mod magic și vei mai auzi puțin din ceea ce se întâmplă. Mai ales vocile. Un alt punct foarte evidențiat de către Asus este microfonul de pe aceste căști. Microfonul este unul cu conducție osoasă și cu AI pentru eliminarea zgomotului din jur. Astfel ar trebui să ai parte de un sunet clar, indiferent că ești acasă în fața PC-ului, în timpul unui joc sau pe drum în timpul unui apel. Am făcut câteva teste și hai să vedem cum se descurcă. Și vă invit pe voi să mi spuneți în secțiunea de comentarii dacă acest microfon se descurcă mai bine decât unul convențional. Acesta este un test de microfon pentru căștile ROG se Pro Wireless Super de la Asus. Mă aflu lângă o stradă aglomerată pe care trec multe mașini. Să-mi spuneți voi când se aude vocea mea în acest context destul de grumos în mea din Bucureștiul nostru drag. Aici spune că nu se descurcă mai bine decât niște căști obișnuite. Căștile rog toată anulează prea agresiv zgomotul și mai taie și din claritatea vocii. Bun, deci merită să le cumperi. Dacă ești gamer hardcore, eu cred că acea conectivitate prin adaptor de 2,4 GHz e foarte importantă, deoarece vine cu acea latență scăzută și cu compatibilitate mare, adică poți să le folosești cam cu orice dispozitiv. Pe de altă parte, aceste căști nu sunt doar pentru gamer și cred că sunt potrivite și pentru utilizarea zilnică. Astfel ai putea să iei un singur produs pentru două sarcini distincte. Eu sunt Florin Cașotă, acesta a fost review-ul Startup.ro pentru căștile ROG, Setra, True Wireless, Speed Nova și te invit să te abonezi ca să nu pierzi și alte review-uri la tot felul de gadgeturi, fie ele telefoane, laptopuri, căști sau televizoare. Pe data viitoare! Am făcut și o animă.